Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Șeful DNA-ului ucrainean. Există un DNA ucrainean, o structură anticorupție de acolo, care, mă rog, cred că este... Ca în orice țară coruptă, e și o structură anticorupție. Da. Da. Cred că are chiar mai puțină putere decât DNA-ul nostru după epoca post-Dragnea Iohannis, că vă reamintesc ce s-a întâmplat cu doamna Căvei și da, în fine. Nu contează. De șeful DNA-ului ucrainean, Oleksandr Novikov, a trimis o scrisoare de mulțumire Ministerului Apărării de la Moscova. Mulțumirile sunt pentru corupția din armata rusă, în urma căreia calitatea echipamentelor militare rusești ar fi fost puternic afectată. Bine, el și știe cum se face treaba și atunci probabil că na. Și, deci, șeful anticorupției ucrainene dă câteva exemple. De pildă, ucrainenii au observat că protecția explozivă reactivă a unora dintre tancurile rusești era, de fapt, făcută din cartoane de ouă și nu din explozibilul dedicat. Totalmente contraintuitiv, prin anii 70, inginerii din industria militară au descoperit că o bună protecție împotriva rachetelor trase sau a proiectilelor reactive trase împotriva tancurilor este să pui explozibil pe tanc. Adică, pur și simplu, pui pachete cu explozibil și când vine racheta, explozia se declanșează o explozie înspre exterior, astfel încât distrug racheta explodând la suprafața tancului. Da. E, aparent, unul sau o parte din explozibilul ăsta de protecție de pe tancurile rusești a fost, cine știe, sandbag cu el, s-au pus niște fake-uri de carton. S-a mai căzut. Da. Cum sunt telefoanele fake de la magazine, știi? Mai sunt unii care fură televizoarele, da? Care sunt replica, adică nu. Așa. Aici s-au vândut telefoanele și bun. Unii dintre soldații ruși eliminați din luptă aveau veste antiglonți din carton. Nu cred asta. Da, nu din Kevlar, s-o fi vândut Kevlarul, cine știe, pentru ce oligarh avea nevoie pentru bodyguard-ii lui și atunci au schimbat vestele astea antiglonți. Și în fine, ca un rezultat al numeroaselor ambuscade care sunt organizate de armata ucraineană, pentru că rușii au invadat, dar că vă uitați la hărțile invaziei rusești în Ucraina, teritoriile controlate sunt de ruși, sunt de fapt foarte reduse. Ei controlează zonele din jurul orașelor pe care le asediază și foarte puțin din liniile de transport. Liniile de transport și zona rurală din jurul acestor coridoare de transport pentru logistica rusească sunt controlate sau, mă rog, în ele armata ucraineană poate se deplaseze cu relativă ușurință. De aceea și pot hărțui atât de puternic și atât de eficient coloanele de aprovizionare. Distrug camioane și, mă rog, vehiculele blindate care le însoțesc cu mare succes. Deci, ca rezultat al acestor numeroase ambuscade, rușii au început să rămână fără camioane militare. E nevoie de un mare număr de camioane ca să aprovizioneze trupele care sunt pe front. Cu muniție, cu combustibil, cu mâncare și așa mai departe. Cu haine, cu ce mai nevoie, piese de schimb, foarte mare număr de camioane militare. Și acum rușii rechiziționează camioane civile pe care le trimit pe front. Au apărut imagini filmate cu coloane, mă rog, cu garnituri feroviare care transportă camioane. Adică era inclusiv un camion de înghețată rechiziționat și sunt aia, rechiziționează tot ce se poate, tot ce se poate. Dube, cred că o să apare și ceva Daci Papuc pe acolo, adică tot ce se poate îi trimit pe front, acum că nu mai au. Bun, camioanele civile sunt însă o soluție disperată, pentru că evident că nu au aceeași rezistență structurală și nici capacitate ca cele militare, dar nu e singura problemă, ele sunt și colorate, multe feluri atractive. Pentru că așa e, dacă ești civil, îți cumperi camion ce culoare vrei tu. Ceea ce permis șefului structurii anticorupție de la Kiev, domnul Novikov, cum spuneam, să mulțumească armatei ruse pentru, de exemplu, citez, culoarea de un turcoaz strălucitor a camionului și lipsa camuflajului, care îl fac o țintă ușoară chiar și pentru utilizatorul neexperimentat de armament. Foarte bun. Au apărut niște camioane de alea odărață, care se văd de la distanță. De la Instagrămărițe. Cred că o odărață... Foforecente, nu e turcoază. Nu, o odărață e bun de zi, de... De ce, tată? Să, e ziua lui, să nu se vadă zi, camuflaj. O odărață e bun? Culoarea o odărață pe mașină e bună de camuflaj? Da. Tu nu poți să vorbești despre culoarea mașinilor pentru că ai mașină lila. A mea e gri lila și mai merge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.